Transportul porcilor cu avionul până în China este o afacere profitabilă, cel puțin pentru un operator aerian din Rusia. Mii de suine au zburat peste 10.000 de kilometri într-un avion de marfă Boeing 74 pentru a reface efectivele afectate de pesta porcină africană. Măsurile destinate limitării răspândirii coronavirusului au amplificat problemele în aprovizionarea cu carne de porc și au accelerat încercările destinate refacerii efectivelor interne. În primele 4 luni ale acestui an, China a importat mai bine de 250.000 de tone de carne de porc numai din SUA, care a trecut în fața Europei, devenind cel mai mare furnizor de carne de porc al Beijingului. Încă un ultim detaliu, rușii care s-au apucat de această afacere erau cunoscuți mai ales ca fiind transportatori de echipamente speciale de la sateliți până la tronsoane de poduri.